haideți mai bine să vă înveselim, să stăm de vorbă cu un foarte bun prieten al emisiunii noastre, cu Gigi Gheorghiu, care... Casă de piatră, Gigi! Să fii sănătos până la 100 de ani, da. Și tu și nevastă ta. Dar să nu te mai însori, că ești în stare. Stai că și-a scos casca din ureche când ne auzi cum urlăm la el. Ne auzi? Da, vă aud. Așa, că noi te auzim destul de zgâriat. Casă de piatră, te pupăm. Mulțumesc, mulțumim frumos. Cum ești, cum sunteți voi? Sunt foarte bine. Bravo. Dar aștept să mai ajung și eu pe acasă. Da, acum unde ești? Am auzit că e foarte bine acasă în România, totul este perfect. Da. Da, e foarte bine că multă lume stă acasă. E minunat, doar să nu vii. Sunteți niște răi. Gigi, nu te lua după ei, ia-te după mine, care am făcut numai prostii și da, uite-mă că sunt în viață. Acasă la mama e bine, dacă vrei la ea. Să râd mâna. Gigi, e adevărat că a trebuit să puneți luna de miere pe pauză din cauza faptului că sunt foarte multe evenimente și cântări? Exact, da. Deci acum la sfârșit de an sunt foarte multe spectacole. Vine Crăciunul, vine Revelionul. În ianuarie avem foarte multe spectacole organizate de către Gabriela la Romanian Garden, cu Vlăduța Lupău, Adrian Enache, sunt mai mulți. Dar te văd mai multe serios, așa. Mulți artiști. Cum? Te văd foarte serios. Tu de obicei erai mai vesel, mai în formă. Mai zâmbăreț. Serios? Serios. Nu, mă mânca barba, atât. O fi de la însurătoare. Zici, acum sunt un bărbat serios. Cum a fost sunt de la însurătoare, să știi, toate. Toate sunt. Băi, Gigi, e bine aici, am și eu o nuntă în martie anul viitor, e ok aici. Da? Da, sau în aprilie, nu mai știu sigur. Se va ține anul viitor sau... Sau 2024. Anul e 2024, anul viitor, iartă-mă, am crezut că... Gigi, nașii cine sunt? Noi știm, dar te întrebăm. E, știți, nu știți cine sunt nașii. Bineînțeles, da, Maria Dragomir? Că doar sunt naș de profesie. Sociu și palat. Dar ai pupat au câteva sute de mii de fii. Cum? Tu ai pupat mâna domnului Bebe Mihu, cum se practică la noi? S-a întâmplat, că m-au obligat preoții, erau trei. A, trei preoți și tu singur. Ai dreptate, de aia te mănâncă barba. Eram de unul singur al nimănui și mi-a zis, pupă mâna lui nașul, aoleu, m-am uitat și în Gabriela? Stânga, dreapta, în sus, în jos. Și Gabriela a pupat mâna doamnei Maria Dragomirov? Bineînțeles. Aha. Zice că așa se procedează. Așa m-au zis și eu acum. Da, dragă, așa se procedează. Da. Și s-a furat mireasa, s-au întâmplat toate astea care se întâmplă. S-a furat și mireasa, da. N-am avut sarmale la nuntă, în schimb. De ce, dragă? A fost un meniu mai deosebit. Ce ați avut? Te-ai americanizat? Nu, eu nu. Bun. Eu n-am cum să mă americanizez, pentru că mi-a plăcut foarte mult acasă la mine și în continuare sunt disperat să ajung acasă, pentru că mai puțin și vine vara. Bine, după ce trece Revelionul și Crăciun. Asta. Da. Mai vine puțin Paștele și după vine vara. Adică... Paștele. Revenind la meniu, ți s-a părut ceva spectaculos, ceva ce tu nu te-ai fi așteptat să vezi într-un meniu de nuntă? Nu, de ce să te minte eu? Meniul a fost extraordinar de interesant și destul de modern. S-au schimbat farfuriile la 3 minute, îți lua farfuria și aduce alta. Și plină dacă era? Cum? Și dacă era plină, ți-o lua? Nici nu apucai să mănânci, pentru că spectacolul era atât de interesant și lumea dansa, toată lumea era în picioare cu mâinile pe sus și până să vii la masă să mănânci, îți dispărea farfuria, veneau altele. Au fost zeci de farfurii, a fost prea multă mâncare, după părerea mea, prea multă risipă aiurea. Dar tu ai cântat, nu-i așa? Am cântat și eu, da, pentru că a trebuit să răscumpăr mireasa. Deci ce-au vrut pentru mireasa? Doar atât? N-au umblat la bani, au zis, mă, ca să răscumperi mireasa, trebuie să cânti și tu patru cânte. Eu n-am vrut să cânt. Crezi și eu. Înțelegi?
Și ce-ai cântat, îți aduci aminte? Da, mai lasă-mă să te iubesc, că să te cânte cu Gabriele. El a decretat, a zis, să te cânte cu noi. Bine, dragă, e al tău. Ce romantic. Să vedem de câți bani să fie. Așa. Bun. Și altceva ce ai mai cântat? Ce să cânt? Inevitabilul, dacă dragoste nu e nimic, nu e? Așa. Și am mai cântat vreo două, nu mi-amintesc. N-are nimica. Nu mi-amintesc nimic înainte de nuntă. Ești ok? Că ți-am zis, mie mi se pare că ai tu o umbră așa, ceva care... Și mie mi se pare că e trist. Și mie la fel. Acum te-ai prins, da, că te-ai insulat, eu cred. Nu, vă spun eu. Gigi, problema e că e foarte dimineață, cred, acolo. Cât e ceasul la tine, Gigi, acum? Păi, eu v-am explicat că e prea dimineață. Cât e ceasul? Asta-i motivul. 5-6 dimineața, cât e? Păi, nu mă trezeam la ora asta, pentru că la ora asta încă, nu știu, casa este în adormire. E spre trezire peste o oră, așa. Am înțeles. Mulțumim mult pentru efort, Gigi, și te așteptăm în țară să povestim mai multe. Și te așteptăm la o oră decentă. A fost doar atât, pentru atâta lucru m-am trezit. A, nu, dacă vrei, mai stăm, mai vorbim. Uite, de exemplu, spune-ne ce număr de invitații ai avut la nuntă. Au fost în total 550, dar au rămas mulți pe afară și s-au supărat. Mulți. Bine, Gabriela are foarte mulți clienți la restaurant care nici nu concepeau să nu vină de la, nu știu, să nu vină la nuntă și... N-am avut cum să invităm chiar pe toți. Au vrut să intre cu forță. E bine că n-am filmat la nunta asta, că am impresia că au fost foarte mulți din partea Miresei. Nu știu câți au fost din partea ta. Au fost foarte mulți și din partea mea, din România veniți. Au ajuns, da? Dar problema este următoarea, că s-au blocat vizele la ambasada americană, pentru că toată lumea prin august, toți spuneau, eu le explicam, duceți-vă la ambasadă, pentru că nu știu, cu COVID-ul ăsta nu e de joacă. S-ar putea să se întâmple nefăcute și nu o să mai puteți să luați viza. Lasă-vă că până în noiembrie, din august, avem tot timpul. Aiurea, în septembrie s-au blocat toate și mi-au rămas o grămadă de prieteni fără viză. Dar cu biletele cumpărate. E, pentru asta, Gigi, trebuie să mai faci o nuntă în România, pentru că spune sincer că noi am vrut să venim, dar ne-au blocat la viză. Adică asta a fost problemă. Da. V-am dat o idee acum. Mulțumim din suflet și pe cuvânt te așteptăm aici în România să povestim mai multe. Te pupăm și îți mulțumim tare frumos. Te tare pupăm frumos și pe tine. Casă de piatră. Casă de piatră. Vă mulțumim și vouă. Cu toată să dragostea. Ne vedem. Să știi că mi era dor de voi. Da. Apropo, jur că mi-au pastile. Și doamna Cavelia, dar și noi să ne luăm pastilele. Neapărat.